Făgărășenii vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru taxele și impozitele locale în anul 2023, însă nu din cauza majorării impuse de autoritățile locale, ci din cauza inflației. Ministerul Finanțelor Publice a comunicat un index de inflație de 5,1 pentru anul 2021 și ca urmare dările locuitorilor municipiului vor crește în 2023. O modificare importantă din proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele locale votat de edilii local Făgărășeni în ultima ședință de plen este faptul că proprietarii de autoturisme vor putea plăti taxa pentru un loc de parcare și lunar, nu doar anual. Sunt taxe care se măresc cu cota de inflație. Pentru parcări s-a stabilit taxă lunară, pentru primul loc de parcare 7 lei, pentru al doilea loc de parcare s-a mărit la 8 lei și parcă pentru al treilea loc de parcare la 9 lei. Am optat pentru această taxă pentru că sunt persoane care nu parchează mașina pe tot parcursul anului și își pot lua locurile de parcare lunar și cu această procedură cred că vom rezolva mai mulți deținători de autovehicule pentru a avea parcare. Pentru că atunci când îți închiriezi locul anual și tu de fapt stai 6 luni de zile pe an, nu îl mai lași pe altcineva să-ți parcheze, dar plătind lunar atunci poți să fragmentezi acea plată. Așadar, persoanele fizice pot plăti 7 lei pe lună pentru un loc de parcare sau 84 de lei pe an, 8 lei pe lună pentru al doilea loc de parcare sau 96 de lei pe an, iar pentru al treilea loc de parcare 9 lei pe lună, respectiv 108 lei pe an. În cazul persoanelor juridice, sumele lunare sunt 10, 11, respectiv 12 lei pe lună pentru cele trei categorii. O altă schimbare care a stârnit discuții între consilieri în plenul ultimei ședințe de Consiliu Local a fost modificarea taxelor de vizitare a Muzeului Țării Făgărașului Valer Literat pentru anul 2023. Așadar, dacă în acest an adulții plătesc pentru vizitare o taxă de 20 de lei, la anul vor plăti 30 de lei. Taxa de vizitare pentru elevi și studenți va rămâne aceeași, respectiv de 10 lei, iar dacă până acum pensionarii nu plăteau pentru a vizita Muzeul Țării Făgărașului, din 2023 vor plăti 15 lei. Întreaga ședință a Consiliului Local Făgăraș o puteți urmări pe contul de Facebook al Primăriei Făgăraș.